Bine, vezi că-mi vine bombă rău. Cauți jocuri la reducere și nu găsești? Intră acum pe linkul din descriere. Bine ați venit aici la un nou episod. Sper ca de data aceasta să meargă microfonul și merge, pentru că deja scu ochii așa pe ele, ești nebun. O să începem direct așa cu mașina asta nebună. Am văzut că, bă, unii au dat notă mare, nota 9, unii 7, unii așa că... Bă, dacă nu vă place mașina, schimbăm mașina, gen, adică nu că schimbăm mașina, dar schimbăm preset-ul. Ia să mergem. Uite aici, Rimac. Și o să o facem foarte, nu știu cum să-i zic, dar o să fie simplă într-un final. Cum ar fi, uite, cum e aia așa, și o să încercăm aici să găsim un mat de ăla, cum jucam noi, pentru că mulți ați zis că v-a plăcut foarte mult cum era înainte, cum era Fenecon înainte, sau ăla de mușcam eu cu el, Duba, cum așa. Ca ai de da, m-am trezit, așa că unele cuvinte ies mai strâmb, mai alea, cafeaua e aici, stăm pe spate. Dacă mă vedeți așa bronzat, nu vă zic unde am fost la pește, ați înțeles. Bă, unde e ăla? Unde e chestia aia mată? Cred că am trecut de 10 ori pe lângă, dar aia e. Bă, o lăsăm așa glossy, aia e. Mergem așa frumos pe spate, sau am putea să-i băgăm noi aia de-am câștigat-o. Cât de cât recent, aș putea zice. Nu mai știu care. Uite asta, mă. Am. Aici să mergem pe un galben. Hai să mergem pe un galben, totuși. Aș zice eu. Cum se numea, mă? Semigloss. Uite asta, pe mai chiar primul. Păi, acum mașina este destul de simplă, adică nu cred că ai avea ce să-i faci mai puțin de atât, ești nebun, e chiar stoc mașina. N-au joc. N-aveam volum, atenție. Bun, hai să verificăm shop-ul. A, trebuie să schimbăm și banner-ul ăla, mă. M-a sunat cineva acasă, să știi. Trebuie să schimbăm... Mamă, ia vizil pe al nostru. Vezi că super șmecher ăsta. Nu uitați acolo codul Bertin pe shop, dacă vreți să luați ceva, ci ceva nebunesc. Ăsta e gunoi, adică nu merită 2200 în veci. Uite, ca să vă zic și cu Battle Pass-ul sau cum se numește ăsta, până atunci schimbăm nebunia asta de banner. Mi-a cineva... Ce nu cumpăr Battle Pass-ul sau cred că Rocket Pass-ul, stai puțin că o dădusem puțin pe Fortnite. Nu cumpăr Rocket Pass-ul că îmi scot banii înapoi și că nu știu ce. Chestia e că mie nu-mi place Battle Pass-ul, Rocket Pass-ul, atenți. Mie nu-mi place, adică chiar dacă îmi scot banii înapoi, chestia e că nu-mi place ce mi se dă. Înțelegi? Și nu m-ar încălzi cu nimic să îmi iau banii înapoi din moment ce oricum, mă înțelegi? N-ai rost să cumpăr, efectiv. Bă, aici ar trebui ceva simplu, așa. Uite, ceva în gen. De? Vreau să vă arăt aici cele mai bune oferte pe NEB. Aveți acolo un link în descriere de unde puteți accesa aceste jocuri, să le cumpărați. Și bineînțeles, dacă vreți să deveniți membru al canalului, tot ce să faceți este să vă rugeți aici la secțiunea de Join. Hai să-i dăm aici ușurel, așa. Să vedem care-i combinați. Efectiv, cafeaua asta nu vă zic. Cred că am pus 10 de zahăr. Băi, zici că beau zahăr, ireal. Ireal. La fel, ireal, nu înțeleg de ce s-a atacat atât de multă lume în ultimul episod, la ultimul episod, adică episodul de Air de Rocket. Nu că neapărat s-a atacat multă lume, dar, gen, bă, nu știu cum pare când te uiți la episodul ăsta, de exemplu. Pare că o iau prea în serios sau nu știu, gen, dar... Eu mă joc de plăcere jocul ăsta, înțelegi? Adică nu mă joc ca să ajung eu la campionate, ca idee. În fine, nu contează. Hai să ne bage meci, măcar să ne bage. Înțelegi? Eu mă joc jocul ăsta la Caterin, că uite, vă dau exemplu cum se joacă Andy cu Bercea, înțelegi? Ca să dau exact așa, știi? Așa mă joc și eu, doar că
Eu jucându-mă de mai mulți ani, ca și cum, normal că joc la un alt nivel, dar joc la fel ca ei, adică de fan, înțelegi? Pe mine nu mă interesează dacă câștig meciul sau îl pierd. Chestia e că aș vrea să câștig meciul pentru voi, înțelegi? Că e urât să intri să pierzi 10 din 10 meciuri. Așa mai iese un gol, mai mă înțelegi? Cam asta e toată combinația. Deci nu mai luați atât de în serios, că nu, aici nu ne jucăm pentru turneu sau ceva. Nu mai luați în serios, că e jale. Aproape. Bă, dar eu voiam să fac mașina frumos, așa, mă înțelegi? Să fac mată. Dar n-am găsit bine, cred că, sincer, cred că am trecut de 10 ori pe lângă aia mată, dar na. E cum e, m-am trezit acum 5 minute. Am realizat că n-am videoclip, înțelegi? Am realizat că n-am videoclip. Trebuie să băgăm, să pedalăm tare rău de tot. Uite-l pe ăsta, mă. Bine. Bine. A luat. Voi vă dați seama că efectiv de de cred că 7-8 luni, nu știu oricum, puteți să verificați și voi chestia asta. Deci de efectiv 7-8, ia uite pe ăsta venea să scoat. Efectiv de 7-8 luni n-a existat o zi, n-a fost o zi până acum să nu postez un videoclip. Adică alt nivel. Ținând cont că eu editez, eu fac thumbnail. Vezi că e greu, gen, măcar. Bă, n-a existat o zi. Poate a existat la modul să întârzi 5 minute sau ceva de genul. Înțelegi? Pentru că au fost momente când efectiv am filmat pe ultima 100 de metri. Trebuie să stai să se randeze videoclipul, să faci thumbnail, știi? Na, dar n-a existat o zi să nu postez, gen. Ce fază, gen. N-a existat o zi, bă, să nu postez. Voi realizați, e foarte greu. E foarte greu să te ții de chestia asta și o lună, măcar să respecti programul ăsta. Dar apoi 8 luni de zile și la aceeași oră tot. E greu, nu știu dacă înțelegeți, dar e greu de tot. E greu. Da, bine, nu e o problemă, știi. Bombă. Uite-l, mă, pe ăsta. Vezi că nu o luase. Nu o luase, o. Mamă, fii atent, 3-0, minutul 3, secunda 3. Ei, nebun. Bătă, mă, cum scrie acolo jos, din 3. Atenți, dați like. Te dă like-uri, atent. Popotem, ăsta e hipopotam, ești nebun. Al nostru. Aolo, cât de bine se rupe. Bun, al meu. Ăla e deja în poartă. Al meu e excelent. Se spune. A basculat la direct, da, e. Aolo, ce pasă, bă, vezi că pasă bună. Dar am fost eu aici nebun direct din somn. Vezi că pasă bună mi-a arătat al meu. La modul cel mai serios. Deci la modul cel mai serios. Dacă eram acolo aproape, vezi că. Perfect. Frumos, șutul tău. Uite-l, bă, băiatule, ne-a omorât ăla, bă, vine el mereu să atingă mingi. Vine el mereu. Bombă, dar n-am boost. Vine aici. Bă, măcar i-am blocat șutul, știi ce zic? I-a blocat viața lui al nostru, știi ce zic? Da. Efectiv, două goluri luate foarte rapid, nu știu cum ne-au. Nu știu cum ne-au. Atenție mare că ăștia o să să fie în ce mai agresivi. Mamă, ce șut! Bă! Ce șut a dat al nostru. Mamă, eu când șutez stau ambii în poartă. Bun. Unde este, mă, în junglă?
A șutat bombă. N-ai cum să mai minge asta. Oh, vezi că nu mă așteptam să o ating. Dacă ataca al meu era și o pasă bună. Ale, ha. L-ai dus frumos? Ha. Oh, o lovesc că pasa asta numărul 1. Ca asta se înțeleagă nivelul de colț lung. Bă, dar uite ce m-am bronzat, bă, nu știu dacă vedeți și voi. Uite, m-am bronzat iral. Frumos aici, tiki-taka 4-2, taka, am încheiat meci. Bine, meciul era încheiat și la 3-0 și aproape. Știi ce zic? Bombă. Nu am luat boost-ul, bă, nu-i suport pe ăștia, bă. Băi, cât de prost am șutat iar. Mai lasă-ne, mă. 4-2, aia al meu frumos, o respingere de aia nebună. Oricum, meciul e 70% câștigat. Mamă, vezi că trebuie atacată mingea asta, dacă mă întreb pe mine. Te-a dus frumos pe el? Mamă, te-a făcut... Mamă, vezi că mă faci... Concentrau-o, bă, că ăștia nu ne iart. Bine, aici am scos-o relativ. Am 30 de secunde, nu putem să ținem de scorul ăsta 30 de secunde. A venit ăla, mă, disperat. Mamă. Bine, aici vezi că bine rău am pus piciorul ca și cum. Te-ai dus frumos? Ah, bine, mă, că s-a terminat meci. Vezi că s-a terminat meciul ăsta la limită. La 3-0, dacă vă vine să credeți. Enti, mamă, de la 3-0 era să luăm bătaie, bă, ireal. Ireal, bă, ca să vezi tu cum... Dar, de fapt, așa sunt și meciurile în viața reală, din meciurile de fotbal. Nu există 3-0, gata, sau pe spate, ești nebun, că ți-au dat aia direct 3 goluri, 3-3 după... Mă, înțelegi? Ijale. Bă, primul meci câștigat. Chill. Bombă. Amă. Dă-i. Vezi că cam golaș. În 11 secunde. Atenție, 0 puncte pe spate. Stăm așa. N-avem stres. Deci am luat-o cu 73 la oră și ăia nu ajungeau la minge, efectiv. Bă, du-te, bă, dai. Cum, mă, cat? Am vrut să dau și eu în dreapta, știi? Dar tot m-a taxat. Pare gol. Ha. Nu pot să cred că tot a luat-o. Întrebare e dacă nu șutam să-i schimb traiectoria. Era gol? Asta este marea întrebare. Mamă, mamă, cum e mingea asta aici. De eroare. Vezi că bine, mamă, dar al meu nu e în atac. Bine, era în atac, dar era în spatele verge. Dar oricum o ia, e logic. Aici, neon, a respins-o și tot a luat-o. Ăla cred că e fix ăla, am respins-o atunci, am deviat-o și tot a luat. Nu știu cum neva. A citit el înainte că o să deviezi în partea aia, habar. Mamă, al meu. Mamă, 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 ce emoții. Dă-te, bă, așa. E bun. Asta acolo, că ți-am dat și ție pervers. 2-1.
160 pe la oră, dacă am bubuit mingea asta. Dacă am... Dacă am spart mingea. Opa, stai așa. Bine, mă. Bă, nu, n-am luat boost, mi-a luat la boost-ul Irel. Bă, dacă ai văzut așa ceva de cerditor, bă. Cerditorus. Atenți. Nu e nici chiar așa. Ia aveți pas. Che faza, che Barcelona, che... Che să fac, bă, mă, că dacă atât știu, mă, înțelegi. Frumos, uite, uite pas. Bă, e cea mai impecat. Impecabil. Vezi că e cam greu pentru al meu. Singur acolo, dar... Mam, hai, dă-i. Bă, ce pas a dat ăsta, pas a dat mai bine. Asta, ok, Tarzan aici. Tot a luat-o bun. Dar acum a rămas poarta goală, e real. Uite, vă, cât de bine o dărus ăla. Bine, o ia, nu? Bă, n-ai văzut, bă, dacă nu. Ale, fii atent aici. Nu e ăla, n-ajungi. Om. Vezi că nu e gol ăsta. Bun. Mă, cum a luat ăsta? A terminat cu faza asta, din păcate. A cam mult joc de așa un pic. Bine aici. A fost cam bătaie de joc faza aia. Ne-am bătut joc, bă, fii atent. Ia uite-l pe al meu. O deviere finețe. Cum e ăsta? Ia uite gol, atent. Ia uite gol, băi, dacă ai văzut așa ceva. Bă, cât de frumos a fost golul ăsta. Foarte mișto. Pară, gol, n-ai ce să faci. Ăla a încercat să apere, dar nu s-a putut. Frumos. Bă, dar de ce dau așa în jos? Haide. Bom. Frumos, hai. Uite acum. Bă, în stânga, mă, Chioris. În stânga, tu, că o dau pe gol, tu scurt. Vezi că... Ai înțeles? Vezi că... Ăla cred că era gol, am urât mai serios. Momentele alea când efectiv... Ți se blochează creierul. Ăsta a fost unul dintre ele. Ăsta a fost unul dintre momentele alea irel. Băi, mi-am luat black screen. Nu mai știu ce să fac din. Cumva creierul... Deci nebun. Luase prima dată decizia să mă duc în stânga, după în dreapta, după în stânga și nu mai știu ce se întâmplă. Cam, da. Cred că și al nostru aici black screen. Le-a dat centrarea asta. Băi, gen, ce fază. Atenți. Bă, n-ai văzut mai așa ceva. Dacă de ciudat s-a simțit așa. Bă. Ha, mal mă, ok, pasă bombă. Bă, ne-a nebunit ăla, mă. Bune, dar, oh. O, ia, fii atent. Păi, da, normal că n-am avut boost. Ca să... E ăsta norocos, am al meu, bă, ai odată mișcare că suntem în criză de timp. Ne omoară ăștia. Tu te știu pe pressing, atent. Ia, bă, 130 la oră, 118, lejer. Lejer, ea, nu.
a dat al nostru ziua un pressing. Vezi ce înseamnă pressing? M-a ascultat, mă, vezi dacă mă asculti, ajungi bine. 5-4. Bine aici, vezi că golul meu. 6-4 din nou. 6-4. Ce să zic, s-a terminat meci. 2 din 2 luate. Bă, dar cum? 20 de minute de filmare? De? Nu înțeleg. Ăsta e al doilea meci, mă. Nu o dau forfei, băieți, atenți. Niște ăștia luptători adevărați. O, așa orice. Gladiatori. Dă și mie o pasă de aia bună. Mai dăm un gol, știi ce zic? Brav. Bravo. Ia m-am făcut... Parcă făcuse meciul trecut. O divizie, ceva de genul avansată, nu? Divizia NAP, ceva? O, divizia 3-a. Vezi că ușor, ușor, Champion 3, venim. Venim, venim. Am făcut și o misiune, dar asta am și vrut să știi. Mă gândeam că am făcut o misiune. Nu ne-a dat și nou un drop, un ceva, mă, lău. Hai să mai perpenim un meci rapid. I-a vizat la 3v3, dar tot 2v2 ăsta e. Se trebuie. Dar eu aș vrea să fie, să nu mai fie. Galbenul ăsta. Parcă prea prins așa, nu? Vine de la ăla. Nu știu cum se numește. De la chestia asta strălucitoare se vede așa că culoarea prinsă, ca și cum ar fi culoarea foarte deschisă, știi? Are fapt, nu așa. La venea să mă bubuie, ferească. Din primele 2 secunde aici de bună, la venea să mă bubuie dacă ați văzut așa. Ia bubuie și pasta. Aueleu. Dă-i mă tare, de ce n-ai dat tare? Dacă ar dai tare, făceai ce trebuie. O luam direct și sau. Hai da. Uite-l pe al meu, bine al nostru. Am crezut că ești mort, Jean. Auzisem că explorase cineva. Al meu frumos, ale. 1-0. Ia atent că ăsta e pe episod cu șanse mari de 3 victorii din 3. Ăsta e un episod. Nu știu cum se întâmplă, bă, că de obicei iau meciurile astea când efectiv de-aia mă trezesc și nu știu pe ce lume sunt, adică nici nu joc bine, ca și cum știi. Dar sincer, m-a dat cu echipieri buni, n-am ce să zic. Bă, când e de mă dă cu ăștia buni, mă dă ești nebun și neapărat bun, dar măcar, bă, medie acolo, dar nu cu dă ești nebun, știi, de. Bine, mă, cât de bine a scos-o. Oh, nu mai forța. Mai forța not. Bine, mă, vezi că s-a cam sacrificat. Frumos, ai. Hai, pleznește-o și tu tare. Nu, de tare, mai, dar am auzit că s-a aici. E frică, mă, e frică la așa ore. Mă, a venit cu 1 la oră asta. 1 la oră a avut și m-a bubuit. Al meu, vino puțin în apărare. Bombă. Bă, dar ce le resping ăștia. Ai văzut. De ăla a greșit acolo, dacă mă duceam, era cam 2-0. Ne-au bubuit ăștia, vrei să te mint? Ne-au cam bubuit ăștia. Bine, vezi că dacă era mai jos, era cam golis. Puțin mai jos, vreo 2 km. Ce stil e ăsta de joc, nu pot să înțeleg. Bă, ne-au bubuit ăștia. Uite, știu ce noroc au ăștia cum a sărit mingea din perete. Zici că murise mingea în perete acolo aici, bun. Dacă ai văzut așa. Bă, ne-au bubuit ăștia de... Ce vorbești, bă? Dă-te ba, ăștia. Dă-te bă, așa, mamă, dacă aveam boost aici, îl perpeleam grav. Oh, alo, cât a ghinion.
Amă, da, faceți voi combinații. Stai puțin să intre golul nostru și după faceți voi combinații. Dar nu e chiar așa. Mama al meu, ce emoții! Încă o bubuitură. Da, mă, da, ce pas a fost aia? Nu fost în asta, a? Fără bus, fii atent aici. Oricum, era cam bară. Cam bară. Aici gol. What? Ce a fost asta? Bă, cum a luat-o asta? Bă, noi dădeam o șansă, noi dădeam. Când am văzut că nu se duce, trebuia să fie deja pe minge, ca și cum și când am văzut că stă în poartă, o șansă nu-i dădeam. Așa reflex, ferească. Bă, ce reflex? Bă, cine a dat-o, mă, tot ăla al meu a dat-o? Cine a dat-o? Bă, nebunim. Hai, mă, du-te pe ei. Cum dacă era? Bine, a respins-o singur, ca și cum. Bine, mă. Hai, da, nu apare el. Bine, vezi când vine bombă rău. Dar vă mai aud. Dar vă mai aud, atent. Frumos, chebele. Și nu m-am chinuit ca să înțelegeți, adică... Sniper, 2-0. 2-0. Mamă, 3 din 3 meciuri. A încercat aici ceva, dar n-a mers nimic, adică. Bine, rău aici. Stai așa că o scoate asta. Acum ăștia atacă 100%, eram sigur. Full atac din partea lor. Al meu. Las-o acolo, 3 din 3. Au 4 din 4, nu știu câte meciuri. Mă, mă, vezi că frumos pe Necos. Bine, nu e pe gustul meu, dar frumos el. Vezi că... Mai rar așa episod. Foarte greu să iei toate meciurile pe episod. În cont că nu aleg meciurile. După cum bine știți, adică oricum cei care mă urmăriți și mă susțineți de mult timp și vă mulțumesc pe această cale, chiar știți că... Adică așa fac efectiv. Hai să... Pentru cei, uite, vezi mă cum rulează universul ăsta. Deci, uite, efectiv, pentru cei care au stat până în acest moment, mă înțelegi, jocul ne-a oferit un credit. Bă, uite cum funcționează tot. De ce să faci, bă? Hai, un open, frumos, dăm tata ceva, legendar. Uscare, uscare, uscare. Ce sunt astea, bă? Bă, și-a bătut joc. Oricum avem la 3 de aici, dacă nu mă înșel. Nu avem nici aici. Azi s-a putut. Băi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și noi, desigur, ne vom revedea mâine la un nou episod. Efectiv, acum o să vin într-o tare pe edit, pe thumbnail, pentru că trebuie să postez episodul și ne pun că n-avem episod. Pa, pa!